Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem la Pamukkale, zona Pamukkale. Stăm la hotel Pam Termal. Este și un centru medical aici de refacere și recuperare. Sunt apele termale deosebite, renumite în lume. Sunt atât turiști care beneficiază de efectul apei termale combinat cu argilă, pentru că în bazin se decantează argila care vine împreună cu apa termală. Se pot face împachetări cu argilă. Sunt recunoscute băile de aici, în primul rând pentru tratarea diverselor afecțiuni, așa cum se poate vedea și aici. Atât compoziția, cât și bolile care pot fi tratate. În primul rând, pentru regenerare. Nu e obligatoriu să fii bolnav ca să beneficiezi de un răsfăț spa. Te ajută foarte mult pentru întinerire, pentru articulații. Măștile cu argila de aici sunt recunoscute și în cosmetică pentru efectul de întinerire pe care îl au, antirid. Sunt terasele foarte frumos amenajate. Ar fi o idee deosebită și pentru cei de la noi din țară care sunt în zonele cu apă termală să amenajeze așa ceva. Apa termală acum este oprită, dar coboară în cascadă pe diverse terase. Uitați cum arată argila, da? Are o culoare gri, dar și crem roșiatic. Cu această argilă, practic, după ce stai în aceste ape, te împachetezi, inclusiv pe față, și au un efect deosebit regenerant. Terasele sunt concepute astfel încât treptat să te obișnuiești cu temperatura. Nu sunt foarte adânci aceste bazine de aici de sus. Apa vine la aproximativ 60 de grade din pământ. Deci sunt doar câțiva centimetri, astfel încât să poți să stai fie culcat, fie înșezut. Și apoi ultima piscină, deci toate se revarsă în cascadă, alimentând piscina de jos, care are 1,40 m. Piscina de jos corespunde cu partea interioară a centrului, deci este și piscina acoperită. Iar în interior există și jacuzzi. În față se vede piscina cu apă normală. Priviți atât ca și design, ca frumusețe, dar și ca utilitate. Pentru că stând sub aceste picături, beneficiezi de un masaj pe zona cervicală, a umerilor, stând chiar sub jetul de apă, iar în interior vă spuneam că există și un jacuzzi. Aici am stat mai multe zile, tocmai pentru a beneficia și de tratament. Este un resort de 5 stele pe care vi-l recomand. Rezervările le puteți face și la noi, prin agenția noastră de turism. Intrăm în zona de spa, iar aici sunt
bazinele închise, un bazin mic pentru copii, vedeți cel care corespunde, iar aici este separat. Apa de aici este un pic mai caldă. Iar aici este o băncuță în interiorul piscinei, astfel încât masajul ți se face pe coloană, întreaga și pe spate. Stând aici, există și saună, există și un răsfăț cu Dr. Fish, așa cum numesc ei, deci peștișorii care... Sunt peștișori care îți fac un peeling natural, mănâncă cuticulele, pielea moartă. Pe care l-am început pe 16 iunie. Am urcat pe Nemrut, Dagi, în ziua solstițiului. Am fost în Capadocia, în orașele subterane, unde am făcut meditații în acele complexe, în zonele sacre. De asemenea, am mers la Konya, la mormântul lui Rumi Mevlana, unde am primit câteva mesaje importante.